foarte interesantă, ba chiar ziua marilor schimbări, pentru că una dintre zodii este pregătită să cunoască pe cineva. Da, vărsătorilor, aveți grijă că astăzi vă întâlniți persoana potrivită, dar mai multe vă spune domnul Remus Ionescu și nu doar despre dragoste, despre bani, despre sănătate, despre tot, chiar acum. Bună dimineața! O zi mai liniștită până la un moment dat, până când încep să apară și răspunsurile pe care le dorim sau o invitație să ne întâlnim cu prieteni. Iată ce am zis pentru cele 12 zodii. Berbec. Prea puține schimbări sau evenimente în sfera profesională în această perioadă, astfel că familia și casa au prioritate acum. Este posibil să apară și banii de care ați avea nevoie pentru o deplasare în acest sfârșit de săptămână, în care să le faceți și toate poftele celor mici. Taur. Se pare că partenerul de viață își dorește niște schimbări în locuință, reparații sau amenajări și veți discuta pe tema asta. Sau poate că a sosit ziua în care rude sau prieteni buni trec prin localitatea voastră și vă sunt oaspeți, astfel că faceți ultimele pregătiri să-i primiți. Gemeni. Destul alergătură astăzi. La programul zilei este posibil să se adauge urgențe, solicitări, rugăminți. Căpătați însă experiență, mai ales dacă sunteți mai tineri sau la început de drum profesional. Este posibil să observați și situații care nu se potrivesc cu cele descrise într-un curs, într-un manual. Rac. Destule cheltuieli în această perioadă. Pentru copii, pentru voi, pentru ținută sau pentru sănătate. Parțial, aceste cheltuieli vor putea fi acoperite din veniturile crescute, dintr-un bonus sau o primă de obiectiv. O atmosferă mai bună în cuplu sau poate că în sfârșit aveți timp să petreceți împreună. Leu. Întrebări, frământări. Poate că dați timpul înapoi și ajungeți la concluzia că ar fi bine să faceți primul pas spre o împăcare, să acceptați că ați exagerat, că ați greșit. Și într-o asemenea situație, lucrurile ar putea reveni la normal, neașteptat de rapid. Scăpați și voi astfel de griji, de emoții. Fecioară, veți găsi poate timp să puneți mâna pe telefon și să țineți calde niște relații, să vă puneți la curent cu noutățile din viața voastră, să faceți schimb de salutări și de complimente. Sau, odată scăpați de presiunea unui termen de predare, veți sta la o șuiet cu colegi, prieteni, colaboratori. Balanță, cheltuieli diverse. Unele au legătură cu serviciul și vi se vor deconta, sau poate că sunt pentru o afacere pe care urmează să o demarați cât de curând. Sau poate că invitați la o cafea sau la o masă pe cineva de care vă simțiți oarecum datori sau vreți să vă arătați mulțumirea. Scorpion, destul la acțiune astăzi. Poate că finalizați cu bune rezultate și în timp util un proiect ce constituie un test pentru voi și vă veți bucura de rezultate. Posibil să vă răspundă un angajator din străinătate sau din altă localitate la CV-ul pe care l-ați trimis acum câteva zile. Săgetători, ar putea apărea încurcături și va fi nevoie să oferiți niște explicații legate de evenimente din trecut, de o declarație pe care ați făcut-o, poate. În schimb, aspecte bune în plan financiar. Vi se face o plată, recuperați o sumă pe care ați acutat-o eronat, vi se restituie un împrumut. Capricorn, stăreia comunicarea cu cineva care parcă dispăruse în ceață. Veți afla însă și cauza care a condus la această pauză. Veți discuta poate cu partenerul de viață despre bugetul de vacanță sau pentru amenajarea casei, închirierea unei achiziții a unei locuințe, după cum este situația concretă. Vărsător, ar putea sosi o veste bună din partea cuiva care ezitase să-și ia un angajament față de voi sau să vă promită ceva, dat fiind faptul că nu depindea de dânsul respectiva situație. Pe de altă parte, o zi norocoasă pentru voi. Aveți ocazia să vă întâlniți cu cineva care de obicei este pe fugă, dar acum vă acordă toată atenția, timpul și interesul. Pești. O perioadă destul de aglomerată pentru voi. Nu vă vedeți capul de treburi și poate că nici nu apare ajutorul pe care v-ați bizuit. Și poate că tocmai de aceea ies în evidență realizări ale voastre, iar progresele începătorilor pot fi urmate curând de un urcuș în carieră. Să avem o zi bună! Avem o zi excelentă, domnule Remus. Mulțumim, ne bucurăm tare mult să ne sfătuiți așa în fiecare dimineață. Dacă nu ați reușit să-l ascultați, intrați repejor pe www.spainews.ro, unde regăsiți întreg horoscopul zilei. Vineri 12 iulie, vărsătorii întâlnesc o persoană interesantă. Ei bine, multă baftă!